Dragilor, vi s-a întâmplat vreodată să aveți o experiență supranaturală, o experiență bizară, poate căreia nu i-ați găsit o semnificație logică? Mie da. Și aș putea să spun că un anume eveniment este fantastic. Dar ce înseamnă fantasticul, de fapt? Fantasticul, în opinia lui Todorov, înseamnă ezitarea cuiva care nu cunoaște decât legile naturale, pus față în față cu un eveniment în aparență supranatural. Despre fantastic putem discuta pe baza textului lui Eliade, La țigăni și novela fantastică. Și am notat câteva aspecte referitoare la această novelă, extrăgând și niște simboluri din dicționarul de simboluri. Ei bine, novela aceasta fantastică, La țigănci, este capodopera prozei scurte a lui Eliade. Naratorul exploatează banalul din realitatea obiectivă și îl convertește. Elemente ale realității concrete, tangibile, se împletesc cu fantasticul, sau mai bine spus, cu inexplicabilul. În cazul prozei lui Eliade, elementele ireale greu de înțeles capătă o semnificație aparte, având funcția salvatoare. Lectura novelei fantastice, de factură modernă, La țigănci, nu permite o interpretare simplă, ci una complexă, cuvintele și expresiile fiind resemantizate, reliefându-li se simbolistica. Cititorul neștiutor, neinițiat, nu poate să pătrundă cu adevărat în tainele creației lui Eliade. De aceea, textul permite relectura, în cadrul căreia se descifrează sensurile ascunse ale termenilor. Avem o lectură literală, o incursiune eșuată într-un mediu în care, știți prea bine, există aceste femei ușuratice, într-un bordel, o lectură alegorică, un alt nivel de ființare, practic, protagonistul pătrunde într-un alt topos. Cea morală face trimitere la sacru versus profan, iar cea anagogică la starea de bardo, aceea între viață și moarte. În La țigănci ni se deschide o nouă lume care poartă denumirea de lume posibilă. În interiorul acesteia, nimic nu poate rămâne la fel. Foarte important să citim textul cu atenție și să descifrăm semnificațiile. Ambiguitatea este legea care guvernează, însă lectorul avizat nu se poate prinde în labirintul operei, găsind prin inițiere calea cea dreaptă a interpretării. Tema textului este experiența sacrului, moartea ca pătrundere într-o nouă dimensiune. La nivel simbolic, se reflectă camuflarea sacrului în profan, există și alienarea, există și însingurarea, elemente moderniste de altfel. Căldura deschide simbolic scena novelei, ce semnifică inspirația, revelația divină și momentul de apogeu în inițierea personajului central, care va trebui să depășească anumite obstacole și să treacă prin experiența probelor. Haidoma unui erou din basme, Gavrilescu, artistul care a devenit profesor pentru păcatele sale, se inițiază în lumea posibilă ce îi se deschide. Iar foarte interesantă idee, apropo de numele protagonistului, o bună prietenă și colegă a adus în vedere, a adus în discuție numele acestuia, Gavril, referitor la înger, dimensiunea angelică, superioară a protagonistului, iar Escu, prin acest sufix, cade în banalitate, în mediocritate. Iată paradoxul lui Gavrilescu, încă din nivelul acesta superficial, aparent superficial al numelui. Incipitul. Novela debutează cu un fapt aparent banal. Profesorul Gavrilescu, după o meditație, ia tramvaiul pe o arșiță insuportabilă.
Amintindu-și că și-a uitat servieta cu partitura, Otilia, eleva pe care o meditase înainte, traversează pentru a lua tramvaiul, care circulă în sens opus. Decizia sa este cea care face posibilă trecerea într-o altă lume, și anume în lumea țigăncilor. Țiganca, grecoaica și evreica, elele, îl pun pe protagonist în situația de a ghici, probă în care acesta se pierde. În fapt, Gavrilescu se dovedește a fi un neinițiat, un om incapabil încă să aleagă calea, fiind dominat de frică. Îți e frică, ți-e frică. Asta îi se reproșează mereu lui Gavrilescu. În mod simbolic, țigăncile pot fi treptele trecerii în lumea de dincolo. Acestea îl prind pe Gavrilescu în jocul ielelor. Joc în care singurele victorioase sunt, evident, țigăncile. Dacă profesorul de pian ar fi ghicit, citez, ți-am fi cântat și ți-am fi dănțuit și te-am fi plimbat prin toate odăile. Știți foarte bine că atunci când murim, se presupune că trecem anumite praguri existențiale. Odăile acestea ar putea trimite chiar și la motivul labirintului. Apropo de motivul labirintului, mi-am notat câteva aspecte, spuneam, din dicționarul acesta de simbol util, îl folosesc și la clasă întotdeauna. Labirintul înseamnă o încrucișare de drumuri fără ieșire, o căutare a unui centru luminos, un drum totuși spre inițiere, un simbol al apărării unui tezaur ascuns. Căutarea centrului spiritual, al credinței din punct de vedere psihologic. Apropo de ielele acestea, care ar putea fi evidențiate prin țigănci. Sunt niște ființe superioare, cu puteri supranaturale și sunt regăsite în mitologia noastră. Sunt niște fecioare zănatice, cu puteri magice, seducătoare. Sunt în grupuri de câte trei se remarcă aici multipli de trei. Dansul lor pârjolește pământul. Sunt niște nimfe ale aerului, după cum le numește Dimitrie Cantemir, locuiesc în văzduh. Ele, evident, nu au o dimensiune telurică. În regulă, să mă întorc la ideile pe care vi le-am evidențiat mai devreme. Acest lucru presupune recunoașterea propriului statut, renunțarea la teamă și trecerea firească în neființă. Deși lipsite de cultură, analfabete, după cum le numește Gavrilescu, țigăncile au puteri supraomenești. Ele sunt primele probe pe care trebuie să le depășească un viitor inițiat în tainele vieții și ale morții. Acestea reprezintă întruparea deopotriva a sacrului și a profanului. Titlul în sine este o hierofanie, o manifestare, adică a sacrului în profan. Sacrul, elementul angelic, divin, superior, și profanul, lumea noastră, lumea terestră, mundanul. Titlul evidențiază un topos mitic. Apropo, mitul la Eliade. Ce înseamnă mitul, de fapt? Manifestarea creatoare a sacrului. Exemplifică acele comportamente umane emblematice. Dezvăluie misterul viu. Există acele elemente repetitive care conferă autenticitate. În mit există un sâmbure de adevăr. Titlul spuneam că este un topos mitic. Lectura simplă ne-ar trimite către un bordel, însă cea mitică, un spațiu de inițiere. Mergem puțin mai departe. Tramvaiul, în acest sens, și anume în sensul simbolic, reprezintă vehiculul esențial care face posibilă trecerea între lumi, semn că ele se intersectează în permanență. Ion Lotreanu chiar spune faptul că fantasticul este exact interferența dintre real și imaginar. Pentru a se salva din jocul ielelor, Gavrilescu ajunge în casa Otiliei, în speranța că își va recupera servieta. De fapt, ajunge în apropierea
la casa acesteia, nu neapărat în interior. Constată că totul s-a schimbat, în apartamentul respectiv nu locuiește familia Otiliei, iar casa în care locuia el nu îi mai aparține. Elsa, soția sa, plecase în Germania fiindcă Gavrilescu nu se întorsese acasă. Trecuse un ciclu, trecuseră 12 ani, acel ciclu karmic. Alte schimbări derutante pe care le observă profesorul sunt identificate în tramvai. Biletul, care era valabil în aceeași zi, nu mai este valabil seara. Iar banii sunt scoși din circulație. Aceste schimbări inexplicabile sunt puse pe seama uitării. Însă, realitatea este că Gavrilescu a trecut într-o altă vreme cu ajutorul vehiculului. După ce colindă orașul cel nou, profesorul revine la grădina țigăncilor cu gândul că va lega cumva firul întrerupt. Acolo o întâlnește pe marea și singura sa iubire, Hildegard. Nicolae Emanulescu este criticul care consideră finalul novelei ambigu, cel mai frumos din toată literatura noastră fantastică. Gavrilescu este așteptat de iubita sa, împreună pornesc la drum spre necunoscut cu ajutorul unui alt vehicul, trăsura condusă de cai. Există aici o trimitere către mitul sufletului înaripat al lui Platon. Derutat de teroarea timpului, el este pierdut în timpul istoric. El trebuie să recupereze timpul mitic. E legat de amintiri. Și temător că banii pe care îi are au fost scoși din circulație, Gavrilescu dovedește că nici întâlnirea cu marea sa dragoste nu l-a schimbat prea mult. Concluzia fetei este femeii, este ai rămas același, ți-e frică. Toți visăm, așa începe, ca într-un vis. Vedeți dumneavoastră sau vedeți voi visul acesta viață, vis cratimă viață. Reprezintă un simbol extraordinar de important. Și mi-am amintesc că am citit un text la Vida e Sueño și acolo exista această confuzie. Practic, ființa umană nu știe să delimiteze, nu pune o graniță, nu cunoaște diferența concretă dintre vis și viață. Foarte interesantă maniera în care se întrepătrund cele două dimensiuni. Asta ne evidențiază și Elia de aici. Novela la țigănci este prin excelență, fantastică, presărată cu elemente din realitatea obiectivă, elemente moderniste, iată finalul ambigu, anumite elemente inexplicabile, poate chiar ilogice, care capătă conotații ce nu pot fi descifrate decât la relectură. Este esențial să ținem cont de simbolistica anumitor imagini și cuvinte pentru a realiza interpretarea și reinterpretarea textului și pentru a găsi calea cea dreaptă în labirintul creat de autorul concret. Ei bine, sper că v-am reamintit câteva aspecte referitoare la novela aceasta fantastică La țigănci. Sigur că este inepuizabilă scritura lui Eliade, doar câteva aspecte v-am menționat și chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii ce anume v-a impresionat sau care este episodul cel mai important pentru voi sau pentru dumneavoastră și ce citat eventual vi s-a părut sugestiv în textul lui Eliade. Mulțumesc pentru atenție, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, să distribuiți dacă dumneavoastră sau voi considerați că informația este una esențială. La revedere!